Deci, referitor la mesajul care a fost transmis prin coridoarele judecătoriei, pentru a nu fi interpretat eronat, dumnealui m-a rugat să transmit următorul mesaj. Nu am comunicat cu nimeni din cei 8 deputați care au votat guvernul Filip. În acest sens, rog să fie întrebați fiecare din ei pentru a confirma acest fapt. Mesajul meu a fost constant transmis de unitate și păstrare a echipei și partidului.